Un pășcănean a primit o amendă aproape cât un salariu mediu pentru o aroganță în fața oamenilor legii. Bărbatul a fost văzut de polițiștii locali la miezul nopții în timp ce consuma băuturi alcoolice în fața unei cofetării din centrul municipiului Pașcani. În data de 1 iunie, la ora 1 noaptea aproximativ, numitul MV din Pașcani a consumat băuturi alcoolice în fața cofetăriei Trandafirul și a satisfăcut necesitățile fiziologice pe trotuar în fața aceleiași cofetării. Totodată a refuzat să furnizeze date privind stabilirea identității sale la solicitarea patrulei poliției locale. A fost sancționat cu 2600 de lei amendă contravențională conform prevederilor legii 61 din 1991. O amendă mare a primit în ultima perioadă și un taximetrist din Ruginoasa, care a refuzat să prezinte autorizația de taxi și atestatul, 1000 de lei. În data de 20 mai, numitul BV din Ruginoasa, în calitate de conducător al unui autoturism în regim de taxi, nu a prezentat la solicitarea patrulei de poliție locală autorizația de taxi și atestatul privind pregătirea profesională. Conform legii 38 din 2003, a fost sancționat cu o amendă contravențională în sumă de 1000 de lei. Cu sancțiuni de câteva sute de lei s-au ales și doi bărbați care au aruncat la voia întâmplării pe stradă și într-un pârâu gunoaiele din propriile curți. În data de 5 iunie, numitul Erie a fost depistat în timp ce a aruncat din curtea sa reziduri menajere și resturi vegetale pe domeniul public, respectiv pe strada Avram Iancu. A fost sancționat cu o amendă contravențională în sumă de 500 de lei, conform prevederilor hotărârii Consiliului Local 30 din 2002, modificat și completat. De precizat este faptul că în ultimele săptămâni, în intervalul 17 mai 6 iunie, polițiștii locali pășcăneni au dat 36 de amenzi în valoare de 12.250 de lei.